Știți diferența dintre ceapa roșie, cea albă și cea galbenă? Fiecare tip are o utilizare specifică, nu doar culoarea se schimbă. Diferența este vizibilă, și în textură și aromă. Fiecare ceapă are propriile sale particularități. Și fiecare fel de mâncare necesită un anumit tip de ceapă. Află cele deosebește una de cealaltă pentru a le găti mai bine. Când cumpărați ceapă, asigurați-vă că le verificați duritatea și fermitatea. Dacă sunt suficient de grele în mână, nu ezitați să le luați. Evitați să cumpărați altele prea noi, care arată suspecte sau care au un miros puternic, înainte de a le curăța. În general, acestea sunt semnele care sugerează că ceapa este veche sau putredă. Ceapa galbenă este cu siguranță cea mai populară și comună varietate în bucătărie cultivată în toată lumea, numită și cea papăioasă, este un condiment universal care pune în valoare o varietate de preparate. Tocănițe, sosuri, gratinate, sute etc. Se remarcă prin gustul său bine pronunțat și echilibrat, uneori iute, alteori dulce. Perfect pentru gătit, poate fi ușor caramelizat și combinat cu rețete picante și acide pentru a le îndulci în general de dimensiuni mici, cu o piele destul de tare și un înveliș cărnos, ceapa galbenă este mai delicată la gust decât altele. Prin urmare, sunt foarte versatile și potrivite atât pentru prăjit, cât și pentru gătit. Ca bonus, se păstrează mai mult decât ceapa roșie. Păstrați-le ferite de lumină, într-un loc răcoros și uscat. Multă sănătate și poftă mare! Acum că v-am prezentat diferențele dintre soiurile de ceapă, sper să vă încumetați să le adăugați mai des în alimentație. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul.